Cetatea Băniei și-a sărbat astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, patronul Catedralei Mitropolitane. Craiovenii au venit în număr foarte mare să se închine la moaștele Sfântului Dumitru și să participe la slujba religioasă. Până Împărăția lui Dumnezeu și așteaptă viața cea veșnică.
de Sfântul Dimitrie, s-a născut ca și noi, oameni. Și a trăit în lumea aceasta cu neputințe și cu slăbiciuni. Însă, cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, tăria se săvârșește într-o slăbiciune. Că atunci când sunt tari, când sunt slab, atunci sunt tari. Când sunt slab, atunci sunt tare, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Însă, întotdeauna, Sfântul Dimitrie a stat cu ochiul sufletului deschis spre Împărăția Lui Dumnezeu. Și s-a rugat pentru Dumnezeu, pentru toți, pentru că rugăciunea lor este rugăciune de foc. Este rugăciunea aprinsă a Duhului Sfânt. Căci nouă ni s-a dat Duhul Lui Dumnezeu ca să se lășuiască cu noi. Și Duhul Dumnezeu este în noi și se roagă în noi cu suspine negrăite. De aceea avem putere și Mântuitorul Hristos subliniază. Că atunci când veți fi duși de oameni înaintea persecutorilor, să nu vă îngrijiți ce le răspunde, că Duhul Dumnezeu vă va da putere să grăbiți și nimeni nu va putea sta împotriva cuvântului vostru. Este puterea lui Dumnezeu bun. Dumnezeu, când ne-a făcut pe noi, ne-a dat această putere. Sufletul nostru este suflarea lui Dumnezeu. Și această suflare organizează trupul nostru. În așa fel încât și trupul este chemat la sfințenie. E adevărat că prin greșeala lui Adam, trupul a pierdut această comunicare cu sufletul. Însă prin întruparea Mântuitorului Hristos și prin jertfa sa, Domnul ne-a unit iarăși cu Dumnezeu. În așa fel încât, dacă vrem, noi ne lepădăm de cele lumești și ne apropiem de Dumnezeu. Și Dumnezeu comunică cu noi, ne împărtășește acest har, această energie dumnezeiască, ca să putem lupta împotriva ispitelor diavolului și apoi să creștem în sfințenie până când ajungem la măsura bărbatului de săvârșit, la comuniunea cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Deci Sfântul Dumitrie a început treaptă cu treaptă. El a urcat spre Dumnezeu, dar a urcat și în același timp s-a și interiorizat. Că nu este suficient numai să urcăm mental, rațional, intelectual, ci trebuie să ne adâncim în noi înșine, în rugăciune. Adică să-L căutăm pe Dumnezeu în sufletul nostru, rugându-L permanent, vino și te asârșuiește pe noi și ne curățește de toate curăciunile. Deci este o comunicare permanentă între noi și Dumnezeu, ajutată, sprijinită și mediată de Duhul Sfânt. Duhul este acela care ne îndeamnă la rugăciune și se roagă în noi cu suspine negrăite. Duhul este acela care ne arată calea, adevărul și viața. Duhul este acela care ne luminează, dar și este tot, este și același care ne întărește în condițiile extreme ca să dăm răspunsul cel bun. După firea omenească, noi n-am putea să rezistăm împotriva ispitelor diavolului și a lumii acestea. Cum vedem din viața Sfântului Dimitrie, când el a ajuns la gradurile, la înălțimile demnităților omenești, fiind considerat unul dintre mari luptători, biruitori și viteși din timpul armatelor lui Diocletian. Însă, n-a uitat că este creștin. Dacă în luptele sale cu dușmanii era biruitor, el s-a arătat și mai biruitor
în lupta cu păcatul, cu răul și cu diavolul. Așadar, Sfântul Dimitrie este modelul omului desăvârșit. Ce înseamnă desăvârșit? Adică omului care, în lupta cu păcatul, s-a opus până la sânge. Așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Și cu ochii ațintiți la crucea Mântuitorului Hristos, el a mers înainte ca la asalt. Iată niște termeni militari exact potriviți pentru viața Sfântului Dimitrie. Adică luptătorul în viața creștină, în viața bisericii, este acela care merge după rânduiala jocului, adică după regula de luptă. Și Sfântul Dimitrie s-a luptat, cum zicem noi, lupta cea bună s-a luptat, credința a apărat și coroana cea neveșită a dobândit pentru Împărăția Cerului. Pentru că toate acestea sunt legate de credința Mântuitorului Iisus Hristos, dar nu numai o credință pe care noi o avem în mintea noastră, în gura noastră și în crezul nostru, ci este o credință care caută, găsește și se unește cu însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, cugetarea Sfântului Dimitrie nu este una pur intelectuală, ci este o cugetare în iubire. Cred pentru că iubesc este crezul Sfântului Dumnezeu. Adică el crede pentru că iubește pe Dumnezeu. Și cel care iubește pe Dumnezeu își sacrifică propria viață ca să dobândească Împărăția lui Dumnezeu, cum ne spune Mântuitorul. Cel care își va pierde sufletul său, acela îl va câștiga. Este un paradox. Pentru că noi suntem obișnuiți în lumea aceasta ca să ne apărăm viața. Chiar cu multă insistență și insuficiență. E bine, Evanghelia Mântuitorului Hristos ne spune: dă-ți viața pentru Împărăția lui Dumnezeu. Este o provocare pe care Dumnezeu îl lansează astăzi și dacă nu avem credință, nu ne putem gândi că ne-ar fi folositor. Deci numai în sensul credinței și al iubirii față de Dumnezeu, noi îi înțelegem această chemare a lui Dumnezeu, care este o vocație. Deci a fi creștin ortodox este o vocație, este o chemare a lui Dumnezeu. Vino și urmează mie. Dar când ne spune Mântuitorul Hristos aceste lucruri, El spune și cuvântul acesta: luați jugul meu că este bun și sarcina mea că este ușoară. Ce se înțelege de aici? Că toate suferințele și durerile pe care noi le suferim în lumea aceasta, le putem da lui Dumnezeu. Le putem încredința lui Dumnezeu. Trebuie momentele acestea de luciditate ca să avem puterea să rugăm pe Dumnezeu să-i zicem: facă-se voia ta. Dacă noi spunem aceste cuvinte lui Dumnezeu, trec aceste suferințe de la noi, la Dumnezeu și ele poartă, pentru că Mântuitorul Hristos rămâne răstignit pe cruce până la sfârșitul veacului lor. El rămâne răstignit pe cruce și ne împărtășește din sângele său putere dumnezeiască ca să nu putem să ne clătinăm nici cum în viața aceasta.